Ne aflăm pe calea Ialomiței, aici unde suntem foarte aproape de finalizarea unei investiții foarte, foarte importante pentru municipiul Târgoviște. Este ultima conferință de presă înainte de inaugurare. Suntem la noua autogară, nou depou pe care primăria municipiului Târgoviște l-a realizat cu fonduri europene pe programul operațional regional. De fapt, este singura autogară publică construită în municipiul Târgoviște după Revoluție. Este prima autogară din România construită pe programul operațional regional care este acum în curs și este o investiție care, așa cum veți vedea, pentru că acum fiind foarte, foarte aproape de finalizare, ne putem face o idee cu privire la ceea ce am realizat aici. Deci o investiție care veți vedea va fi foarte, foarte utilă, cu facilități deosebite și pentru călători, cu facilități deosebite și pentru transportatorul municipiului Târgoviște, pentru că aici va fi și sediul transportatorului, cu precizarea că, în afară de această investiție, mai avem încă două investiții complementare, construirea încă două autogări, una pe șoseaua Găiești și una pe Bulevardul Unirii. Toate investițiile urmând să fie finalizate în acest an. Este un proiect mai amplu, care a cuprins și cumpărarea celor 40 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid. De altfel, veți vedea că în depoul din spatele dumneavoastră, pe care îl vom vedea în cele ce urmează, sunt locuri de parcare pentru fiecare din cele 40 de autobuze. Despuneam că avem 40 de autobuze, stațiile de călători care de asemenea vor fi finalizate până la finalul acestui an, toate cele 28 și cele două bulevarde, Bulevardul Regele Carol, Bulevardul Mircea cel Bătrân și cele două străzi, strada Gării și Locotenent Stan Cuion, plus pasajul de lângă PAFCOM, toate realizate în cadrul programului operațional regional pe bani europeni, cu o contribuție de numai 2% din partea administrației locale târgoviștene și de natură, repet, să îmbunătățească foarte, foarte mult transportul public în municipiul Târgoviște, transport public care va mai cunoaște câteva investiții importante, cea mai nouă, la care avem deja semnat contractul de finanțare, 21 de autobuze electrice, achiziționate prin PNRR, o valoare de 68 de milioane de lei, de asemenea 21 de stații de încărcare lentă și încă 7 stații de încărcare lentă în autogară, plus încă 7 stații de încărcare rapidă pe traseu. Cam acestea sunt în linii mari investițiile pe care le avem în zona transportului public local și aș mai preciza că cele 21 de autobuze electrice vor fi utilizate mai ales în zona periurbană, adică în zona din jurul municipiului Târgoviște, cu atingerea două obiective importante. 1. Scăderea cotelor de trafic. 2. Și suntem și obligați să facem acest lucru, scăderea semnificativă a nivelului de poluare. Și toate acestea, iată, avem 170 de milioane pe proiectul implementat în municipiul Târgoviște, încă 68 de milioane proiectul pe PNRR, deci aproape 240 de milioane numai pe ceea ce înseamnă investițiile în transportul public local din municipiul Târgoviște și mă bucur că am fost primii care am achiziționat autobuzele noi, primii din România și vom fi și primii care vom finaliza acest proiect, inclusiv pe zona de infrastructură. Acum o să vă rog să mergem, să ne și uităm la ceea ce reușim să facem în municipiul Târgoviște, în viitoarea autogară principală a orașului. De bilete, de ticketing, în spate avem toalete și tot ceea ce este necesar pentru călători, monitorizare video, senzori anti-incendiu, repet, tot ceea ce este necesar pentru a putea funcționa în condiții foarte, foarte bune. Aici zona de dispecerat, zona destinată managementului de trafic, cu acces direct, da, la peroane. Asemenea,
Asemenea incinte existând de jur împrejurul acestei autogări. Asta e zona destinată personalului și deservirii autogării, control incintă și așa mai departe. Vedeți la fel peste tot toate dotările necesare pentru a putea să, într-adevăr, să spunem că avem o infrastructură pe zona de transport public local, într-adevăr, europeană. Cam așa arată... modul în care vor fi garate autobuzele acum. Există și telecomandă, dar nu le avem în momentul de față. Cam așa funcționează întreg sistemul. Instalații de stingere, inclusiv de stingere, numai de semnalizare. Trape de fum. Instalații de climatizare. Și practic aici vor fi parcate cele 40 de autobuze. Repet, condițiile sunt excelente. O să mergem și o să vedem și zona de service, pentru că avem un service complet nou, dotat de Mercedes, pentru aceste autobuze. Și zona de spălătorie, și zona de atelier mecanic, și zona de ateliere, de fapt, că sunt mai multe ateliere, plus zona de administrativ. Cam așa arată un atelier, un service, de fapt, construit de la zero. Repet, avem și tot ceea ce înseamnă sedevisc, adică scule, unelte și așa mai departe, pentru intervențiile care nu sunt de substanță, intervenții de întreținere și așa mai departe, pentru că autobuzele sunt noi și oricum nu putem să facem noi lucrul acesta. Și un birou, mai avem încă 4 birouri. Da, aici și aici la fel, zona de toalete pentru personal. M-am spus că îmi place să mă joc. Deschidem trapa. Să vede dacă vă apropiați. Sunt ale orașului, rămân ale orașului și ne bucurăm că am reușit să accesăm fonduri europene și ne bucurăm că am reușit să atragem în Târgoviște foarte, foarte mulți bani europeni, numai, repet, numai pe complexul de proiecte de care am discutat astăzi, sunt undeva la 35 de milioane de euro.